Moș Crăciun UPC a poposit aseară sub bradul din Piața Unirii din Cluj-Napoca și a adus sute de cadouri copiilor. Cei mici și-au făcut fotografii cu moșul și au putut spune ce daruri își doresc să găsească sub brad în seara de ajun. Am adus multă, multă bucurie copiilor prezenți în Piața Unirii. Noi, Copărea UPC, am făcut o tradiție din acest obicei. Avem mulți ani în urmă când venim în fiecare luna decembrie și oferim cadouri copiilor. Am adus aproximativ 400 de cadouri să ajungă la toți copiii și am adus carioci, jocuri pentru copii, jocuri cu plastelină, ceasuri, cuili și multe, multe alte surprize pentru cei mici. Dacă cei mici au fost încântați să se întâlnească cu Moș Crăciun, adulții s-au bucurat alături de copii. Ce să-i spui moșului? Că-l iubesc foarte, foarte mult și abia aștept să vină și la mine acasă. Și ce-ți dorești să-ți aducă? Mi-aș dori să-mi aducă o casă de marcat. Ai fost să vorbești cu Moș Crăciun? Da. Și ce ți-a spus Moș Crăciun? A zis că Elisa a primit un cadou. Și tu ce i-ai spus lui Moș Crăciun? Că să vină acasă, Elisa să aducă un brăduț mic acasă și să aducă mulți cadou. Cum vi se pare astfel de acțiune organizată în preajma Crăciunului? Mi se pare extraordinare pentru că există așa ceva în Cluj. Mie Cluj oricum mi se pare extraordinar. Iar pentru copii chiar a fost foarte bucuros, cel puțin Laurențiu, când a auzit și Vlad, au auzit amândoi că o să vină moș, au fost foarte, foarte încântați. Moș Crăciun UPC a stat de vorbă cu cei mici și a împărțit cadouri timp de 2 ore. Acțiunea Bradul UPC este inclusă în cadrul târgului de Crăciun din acest an.